Adevărul este că Dumnezeu ne poate surprinde. O face de multe ori prin modul în care ne vorbește, prin poruncile Lui, dar și prin modul în care știe să se apropie de noi. Porunca de astăzi este surprinzătoare, având în vedere situația în care ne aflăm. Bucurați-vă neîncetat, întotdeauna. Este o poruncă în care Dumnezeu spune că noi, indiferent de circumstanțele din jurul nostru, trebuie să ne bucurăm. Așa cum cred că o face și voi, în dreptul meu spun că nu întotdeauna mă pot bucura. Oare încălcăm porunca sau ar trebui, în ciuda ceea ce ni se întâmplă și ceea ce trăim, totul să ne bucurăm? Adevărul este că bucuria este importantă, frumoasă. Bucuria aduce sănătate, spune cartea proverbele, iar psalmul spune că atunci când îți întoci privirile către el, te luminezi de bucurie. Am vrut să las pentru doza de speranță zilnică această încurajare și această poruncă, să ne bucurăm de ce, anticipez ziua de mâine. Ziua de mâine, aici în parcarea bisericii, va avea loc prima întâlnire după timpul acesta de izolare. Așa că la 11.30, după ce urmărim online programul, cei care puteți să ajungeți, vom fi prezenți aici pentru a ne bucura împreună, pentru a ne întâlni și a ne vedea, pentru a ne ruga și pentru a continua mișlocirea noastră înaintea lui Dumnezeu pentru cei care sunt în situații grele și pentru cei care trebuie să treacă biruitor prin necazuri în în pandemia aceasta. Așa că la 11.30 în această parcare pe care bisericii vă așteptăm aici, bineînțeles cu mască, respectând toate celelalte recomandări pe care le face statul român și în, având grijă unii de alții, bucuria pe care o vom avea împreună va fi de neprețuit. Așa că cu toată speranța, doza de astăzi îți aduce aminte că, indiferent ceea ce experimentezi în viață, indiferent prin ceea ce treci, te poți bucura în Domnul Dumnezeul tău.